Continuă emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim cu domnul deputat Cristi Romanescu, președintele PNL Buzău și președintele Federației Române de Tenis de Masă. Domnule Romanescu, vorbea mai devreme despre diaspora. A început astăzi votul în diaspora. Da. A fost o prezență foarte mare în primul tur și am văzut și procentele atunci, rezultatele în procente. Spuneți-mi la ce vă așteptați în turul al doilea, să vină la fel de mulți români din străinătate la vot? Dar cum credeți că se va întâmpla în România, că aici s-ar putea să avem o problemă? Da, a fost un lucru pe care Partidul Național Liberal a promis atunci după ultimele alegeri, când la europarlamentare, când iarăși am văzut asemenea, știu eu, cozi și aproape imposibilitatea de a vota în diasporă, și am promis că lucrurile vor funcționa altfel. Și iată că am acordat cele 3 zile și posibilitatea de a vota pe parcursul a 3 zile, mult mai multe secții de votare. Era normal să ajuți pe oamenii care doresc în străinătate să o facă, să aibă posibilitatea să o facă. Soluții să găsesc de fiecare dată, doar să vrei să le implementezi. Cu siguranță s-au văzut la primul tur, când românii au votat în condiții normale, probabil că încă mai sunt probleme, dar nu atât de grave, care nu pot fi rezolvate, și rezultatul s-a văzut, adică oamenii au votat Klaus Iohannis și ne-am dat seama și au dat seama că este practic cel mai bun candidat la momentul acesta. Și România are nevoie de domnul președinte Klaus Iohannis să-și continue activitatea la Cotroceni. Spuneam mai devreme despre prezența în România asta, pentru că în turul al doilea am văzut foarte mulți oameni declarându-se nehotărâți. Unii dintre ei au zis că o să meargă la vot să anuleze votul, adică să pună ștampila pe ambii candidați. Alții au spus că vor sta acasă. Vremea nu o să ne ajute foarte mult, o să fie destul de urât afară. Da, așa este. Și noi, în toată campania pe care am desfășurat-o în județ, mai ales că știm, în mediul rural, de fiecare dată sunt probleme. Atunci când se noptează mai repede, astăzi, la ora 4:30 aproape, că nimeni nu mai poate ieși sau nu ies pe stradă sau acolo unde locuiesc. Și din mai multe motive, pentru că nici drumurile nu sunt foarte bune, nici siguranța nu e prea mare. Siguranța nu este foarte mare și lumea e temătoare, este logic, este normal, nici lumina nu e prea bine pusă la punct și tocmai lucrul acesta am încercat să le explicăm, că votul lor sau fiecare vot este foarte important. Nu este normal să ieși la vot și să anulezi votul. Trebuie să... Bun, există și posibilitatea de a anula votul. Dar pe cine ar ajuta, domnule Romanescu? Eu la cred ce ne ajută? Eu cred că nu ajută pe nimeni. Trebuie să ai o opțiune. Da sau pro sau contra. Da. Fără, acum sunt doi candidați. Este mult mai simplu să poți să pui ștampila pe unul dintre cei doi. Și eu cred că ar fi păcat, să își irosească votul votând Viorica Dăncilă. Este normal să voteze Klaus Iohannis, v-am spus, este părerea mea, este o părere subiectivă, logic, susțin acest lucru, dar eu cred că România are nevoie pentru următorii 5 ani de Klaus Iohannis la Cotroceni. Și vă spun din experiența proprie, de fiecare dată când am ieșit în străinătate și am ieșit destul de mult, am avut întrebări de genul ăsta, am văzut reacțiile oamenilor cu care am intrat în contact și n-aș putea spune că mi-a fost chiar jenă că am un asemenea președinte. Spuneți-mi ce se pregătește, pentru că după alegerile prezidențiale anul viitor vor fi alte 2 alegeri importante pentru România. Prima dată vom avea alegeri locale, ne alegem primarii, apoi alegerile generale, alegem Parlamentul României. Cum v-ați pregătit pentru alegerile locale? Toată lumea vorbește că de la 1 ianuarie ar trebui să înceapă un fel de precampanie pentru alegerile locale. Dacă aș vrea să știu dacă v-ați fixat un candidat sau dacă măcar aveți vreo idee cine din PNL Buzău la municipiu ar trebui să fie candidat. Da,
Practic, de când am venit, de când au fost alegerile interne la PNL Buzău și am devenit președintele PNL Buzău județean, am început reorganizarea, refacerea structurilor din teritoriu și nu numai ale Partidului Național Liberal. Deci, practic, aș putea spune că am fost într-o organizare permanentă. Faptul că anul acesta am avut deja o rundă de alegeri, am avut primul tur, iată, duminică avem al doilea tur, suntem într-o continuă, mișcare și într-o continuă căutare. Normal, intrând în legătură cu oamenii pe care îi avem în teritoriu, cu organizațiile pe care le avem deja structurate, încă mai avem probleme în anumite zone, pentru că, vă spun, după 30 de ani și după ceea ce s-a întâmplat și cu faimoasa aceea ordonanță care mi-a plăcut tare mult, în ghilimele spus așa, adică nu este normal să furi oameni de la alte partide doar prin simplu fapt că voteze asemenea lucruri și să ne aducem aminte foarte bine de acest lucru. Și au fost oameni creduli care s-au dus la diferite partide, stânga-dreapta, chiar dacă ei, din punctul meu de vedere, au greșit flagrant. Și vreau să o spun că au greșit flagrant. Iată că Partidul Național Liberal s-a reorganizat, s-a restructurat. Știu eu, au îndepărtat oamenii care aveau de gând să facă joc dublu și am întâlnit destul de mulți oameni de genul acesta. Și am dat și exemple la momentele respective și am avut dreptate. Nu că mi-am dorit să am dreptate, dar așa se întâmplă în viață. Știm când oamenii nu sunt atât de serioși, se văd de la o distanță. Cum spune românul, îl vezi pe cel cu față dublă și ne ferim în general de asemenea lucruri. E momentul ca în politică să avem, o coerență în ceea ce gândim, în ceea ce facem. Nu este normal ca de fiecare dată, și aici, chiar dacă vorbesc fără exemple directe, nu este normal să te muți de la un partid la altul. Nu vreau să am asemenea oameni alături și nu vreau să am asemenea oameni în Partidul Național Liberal, Buzău. Nu este normal ca de fiecare dată să te plimbi, în partidele care sunt la guvernare, să beneficiezi de toate avantajele pe care ți le oferă acest lucru. Nu este normal ca de fiecare dată să consideri că ești doar cu puterea și atunci când vezi că lucrurile se modifică, să dorești să revii în partidul inițial sau să te muți iarăși într-un partid care consider că urmează să preia despre puterea. Despre cine vorbiți acum? Despre oameni, cei care s-aud și cei care aud să cunosc foarte bine. Și eu sunt convins că și buzoienii știu foarte bine la cine mă refer. Au fost multe zvonuri că de la ALDE ar vrea să vină în PNL câțiva, apoi cei de la ALDE v-au acuzat că PNL-ul nu vrea să unifice dreapta la Buzău. Care e adevărul? Nu pot ei să vorbească de unificarea dreptei. Deci oameni care să mută de la un partid la altul în același mandat în fiecare an, de fiecare dată și doresc să fie doar la guvernare și doresc să fie doar la putere, nu putem să avem asemenea legătură, pentru că nu este posibil. Nu asta își dorește Partidul Național Liberal. Deci nu primiți de la ALDE membrii noi? Nu e vorba, nu, e posibil. Vorbim de oameni. Aici vorbim de oameni și de mentalități. Vorbim de oameni, poate au fost oameni care au trecut prin partidul Pro-România sau ALDE sau mai de mult sau văzut că lucrurile nu funcționează așa cum s-au gândit, s-au lăsat, dar nu au reprezentat acel partid, nu au avut puterea de decizie, nu au avut, în primele rânduri, au fost în structurile de conducere și mai ales nu au reprezentat interese. Vă dați seama că mâine, poimâine, anumite persoane de la anumite partide ar putea să spună că fără ei nu s-ar fi putut n-ar fi putut domnul Iohannis să aibă rezultate meargă bune, la Cotroceni, da. Da. Asta este exclus. Și de aceea am spus de fiecare dată, putem avea orice fel de colaborare, dar nu cu toată lumea.
Da, vă mulțumesc că ați răspuns la întrebarea asta, pentru că au fost tot felul de discuții și pe Facebook și în alte medii. Din partea ALDE am văzut că au venit multe dintre ele și vă întrebam despre primarul, care ar fi primarul propus de PNL pentru Buzău. Aveți în PNL la municipiu doi consilieri locali foarte vocali în CLM. Atunci când e cazul, evident, domnul Ionescu, domnul Barbu. Mai nou îl aveți și pe domnul Nedăr, fost viceprimar. Și l-aveți pe domnul Zoican, care este șeful UPU Buzău. Tocmai asta ne bucurăm că avem totuși o echipă destul de consistentă și încet, încet chiar eu vă spun că mai avem oameni care pot, știu eu, în viitoarele alegeri să reprezinte o forță. Mie mi-a plăcut întotdeauna să vorbesc de o echipă. Nu mi-a plăcut să vorbesc neapărat de persoane, pentru că până la urmă orice persoană, reprezentant pe care îl putem promova într-o funcție, trebuie să aibă în spate o echipă. Fără echipă este aproape imposibil să poți să realizezi ceva foarte serios și foarte important. Și eu v-am dat exemplu de atâtea ori, nu puteam fi un președinte la federație foarte bun dacă nu aveam echipele care de fiecare dată în toate competițiile câștigau medalii de aur, argint și bronz. Același lucru se întâmplă practic și aici. Nu ai o echipă de oameni puternici, oameni care își doresc să promoveze anumite sau aceleași lucruri sau aceleași dorințe pe care le au fiecare, și fiecare să-și aducă aportul la acest lucru, degeaba există un singur om care va crede că ar putea să acceadă la funcția de primar. Nu, e total greșit. Trebuie să ai și consilieri foarte valoroși, oameni cu expertiză, oameni care știu ce înseamnă o administrație, mai ales o administrație locală, și cu siguranță au de lucru serios, pentru că vedem și noi cam cum arată Buzău după 30 de ani. Nu, eu am încercat în 2008 să candidez la funcția de primar, nu mi-a reușit și am avut dreptate atunci, în 2008, că ar fi fost momentul de schimbare. Eu cred că altfel ar fi arătat astăzi Buzău, cel puțin, iarăși, este o speculație pe care o fac, dar cu siguranță arăta altfel. Nu vă place ce a făcut domnul primar până acum? Nu. Nu vă place. Ce nu vă place, domnule Romanescu? Ceea ce nu-mi place este că, dau un mic exemplu, în urmă cu ceva vreme știu că au fost probleme la compania de apă și anumite persoane au fost mult discutate, tocmai că la momentul acela doreau să mărească prețul la canalizare și la apă. Da. Bun. Ce s-a întâmplat astăzi? S-a mărit prețul la... În următorii 5 ani e un plan de majorare okay. a tarifului. Ok, știam cu toții că același lucru se va întâmpla. De fapt, asta era problema. Deci, nu putem face măsuri diferite de fiecare dată. Știm cu toții, anul trecut, chiar cred că în emisiunea noastră discutam de faptul că căldura a fost închisă în școli. Nu știu dacă s-a rezolvat atât de bine. Vedem că, ok, sunt investiții la nivelul, știu, infrastructurii, dar probabil că nu acum ar fi trebuit să se apuce în prag de iarnă, în luna 1 decembrie, mâine, poimine. Nu cred că este normal de ziua națională Buzău să arate cum arată. Poate puteau fi amânate o lună, două, pentru că până la urmă, de aceea ești primar sau tocmai să faci ca în orașul și în comunitatea pe care o reprezinți și o păstorești, să faci ca oamenii să simtă bine, pentru că toți ne dorim același lucru. Și mai sunt foarte multe lucruri de discutat vis-a-vis de cum aș fi văzut eu să se întâmple lucrurile și cum se întâmplă în realitate. Cred că poate le-aș făcut mai rău sau poate le-aș fi făcut un pic mai bine, eu personal. De aceea discutăm, vedem ce se poate face, de aceea ne dorim sau eu îmi doresc o echipă puternică care la viitoarele alegeri locale să câștige Buzău. Când aflăm numele candidatului? Eu pot să vă spun astăzi. Astăzi noi, în urmă cu ceva vreme, noi am avut în intern, am discutat vis-a-vis de cei care pot și vor să-și depună candidaturile pentru diferite funcții, de la, consilier până la funcția de primar, viceprimar în viitoarele alegeri.
Deocamdată, persoana care a dorit acest lucru și care face ca zi de zi să meargă pe, să fie pe stradă și să discute cu noi este Bebe Ionescu, adică nu este niciun secret în toată chestiunea asta. V-ar plăcea să fie dânsul candidatul PNL, da? Nu, deocamdată asta am spus. Doar noi, astăzi discutat, Bebe Ionescu este cel care în intern am și discutat lucrul acesta, este persoana care ar urma să meargă în viitoarele alegeri locale. Are o doar experiență de mai trebuie, de bineînțeles, trecută, doar că trebuie să mai treacă prin diferite etape și la momentul respectiv va trebui să hotărâm. E posibil ca în următoarea etapă și alte persoane din interiorul partidului să-și depună asemenea candidaturi. Ei trebuie să treacă printr-o evaluare, trebuie prin tot felul de chestiuni, normal, și ultima aprobare pe care o primește nu neapărat de la județean, trebuie pentru municipii și pentru municipiile reședință de județ, acest lucru, aprobarea o va primi de la București. Eu vă mulțumesc că mi-a spus cum stau lucrurile acum. Toată lumea se gândește la alegerile locale. Cred că și partidele își vor face multe calcule după rezultatul alegerilor prezidențiale. Revenind la alegerile de duminică, bănuiesc că și mesajul dumneavoastră este unul pentru a veni lumea la vot, indiferent de opțiune. Oamenii trebuie să se prezinte la vot. E extrem de important. Și pentru cei care încă se mai gândesc, spuneți acum de ce să fie domnul Klaus Iohannis președintele României un alt mandat, da, al doilea, deci, mandat. Vă mulțumesc mult de tot pentru acest lucru, că îmi permiteți să pot să le adresez un mesaj buzoienilor, pentru că până la urmă la ei ne referim. Și am să-mi permit să, eu am pe Facebook-ul meu am avut un mesaj către ei și am să-mi permit să-l citesc, pentru că cred că este cel mai bine, sau l-am scris cu toată inima, să spun așa. Dragi buzoieni, după 30 de ani în care Buzăul a fost exclusiv fieful PSD-ului, a venit momentul să arătăm că suntem un județ cu oameni puternici și destoinici, a căror preocupare va fi prosperitatea și normalitatea, precum și recăpătarea mândriei de a fi buzoian. Pe 24 noiembrie votează Klaus Iohannis pentru o Românie normală. Votul este forța ta. Vă mulțumesc mult de tot. Domnule Romanescu, vă mulțumesc și eu mult pentru prezență și vă aștept cu mare drag în emisiunile noastre. O să vorbim despre ce se întâmplă în Buzău și în perioada următoare. Până atunci, spor la treabă, mai aveți ceva până duminică de făcut. Iar duminică să urmărim împreună rezultatele alegerilor. O să îi anunț pe telespectatori că duminică veți avea în timp real toate informațiile în transmisiunile noastre în direct în jurnalele Campus TV. Așa că rămâneți cu noi și atunci. Încă o dată vă mulțumesc, domnule Romanescu, și vă doresc succes. Noi vă mulțumim. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că urmează jurnalul în câteva minute. Seară frumoasă și weekend plăcut. La revedere!